În premieră pentru Raionul Glodeni a avut loc un turneu de mini-fotbal, Cupa Consiliului Raional. Competiția a fost organizată de către Clubul de Fotbal din Glodeni cu susținerea Consiliului Raional. Au participat echipele primăriilor din Raion și echipa de fotbal a Inspectoratul de Poliție Glodeni. Cine a obținut primele locuri, aflați în reportajul ce urmează. Deschiderea oficială a turneului a avut loc duminică în sala de sport a Inspectoratului de Poliție Glodeni. În campionat s-au înscris 7 echipe din următoarele localități: Petrunia, Dușmani, Fundurii Vechi, Iablona, Fundurii Noi, Limbenii Noi și echipa de fotbal a Inspectoratului de Poliție. Evenimentul a fost organizat de către Clubul de Fotbal Grănicerul și Consiliul Raional Glodeni. Сегодня футбольный клуб совместно с Консилиум Райнал проводит впервые традиционный мини-турнир по футболу. Cuba Consilieră. Pentru prima dată în istoria de când există Consiliul Raional, dar eu sunt consilier în mai multe consiliuri, a înaintat să formeze întâlnirea la Cubucul Consiliul Raional. Și deși e de numele tuturor consilierilor și a mea personală, vă felicit că luați parte la primul turneu a acestui Cubuc și vă doresc ca să duceți o luptă cinstită, onestă și să câștige cel mai dintre cele. Vă felicit cu această competiție care astăzi se va petrece din numele Consiliului Raional și Administrației Raionului. Vă doresc să câștigați cei mai puternici, dar în final să câștige prietenia. Participanții spun că sunt pasionați de acest sport și sunt bucuroși să participe la un astfel de turneu. Mi pare bine că în sfârșit echipa Grănicerul a reușit să facă un turneu de la mine fotbal de iarnă. Sunt foarte bucuros că suntem prezenți aici cu echipa noastră. Suntem mândri că participăm, le dorim la toate echipele un succes foarte mare și sper să câștige cel mai tare. Este un turneu important pentru dezvoltarea sportului în Raionul Glodeni. Ținem să mulțumesc pe această cale Consiliul Raional Glodeni, atât și administrației Clubului de Fotbal Grănicerul. Succes la toți participanții! Cupa Consiliului Raional a fost câștigată de echipa de fotbal din Fundurii Vechi. Pe locul 2 s-a clasat echipa primăriei Fundurii Noi, iar pe locul 3 echipa din Dușmani. Menționăm că echipele care au obținut locuri de frunte au fost premiate cu câte o cupă.